Nu știu dacă aș putea spune că am devenit curator. Iubesc foarte mult ceea ce fac, îmi place foarte mult să comunic cu oamenii, să merg în atelierul artiștilor și îmi place foarte mult și partea de cercetare, care este inclusă în partea de curatoriat, să spun așa. Când a fost să dau examenul de admitere la facultate, am stat și m-am gândit ce să fac, să mă duc la medicină sau să mă duc la istoria artei. Și totuși partea asta de curatoriat cred că implică și o parte de vindecare, de a gestiona nu numai relațiile umane, de a gestiona producția unui artist și de a face ceea ce face un medic pe partea de medicină, tu faci pe partea artistică. Cam așa văd eu lucrurile. Bineînțeles că nu este un curator, un deus ex machina, dar cred că are un aport foarte important în un curator în opera, în producția unui artist. Curatorii pot fi de mai multe feluri. Profesia de curatoriat se poate axa pe de o parte pe producerea de obiect artistic și poate dura de la o lună, două de zile până la ani de zile în care tu te duci la atelierul artistului și oarecum îi supervizezi opera și încerci să scoți ceea ce e mai bun din artistul respectiv. Și să îl susciți la diferite provocări și să îi duci materiale documentare și să îl pui să creeze, să scoată ce e mai bun din el. Asta pe de o parte. Pe de cealaltă parte, un curator poate să se limiteze doar la selecția de lucrări pe care le găsește în atelier. Cred că, deși curatoriatul a intrat în cor în primăvara aceasta, nu avem o legislație foarte bună pe partea de curatoriat și atunci există încă foarte mulți care se vor a fi curatori și apar curatori așa peste noapte, în special în instituții se întâmplă asta și este o muncă destul de covârșitoare așa și la un moment dat zici, domne, gata, renunț să facă cine o vrea, ce-o vrea, că mie mi-a ajuns. Dar este important să mergi mai departe dacă îți place ceea ce faci și să ți asumi până la urmă ceea ce faci. Cred că partea asta de asumare este foarte importantă în profesia de curatoriat. Cred că, în primul rând, partea de documentare este importantă pentru un curator. Așa cum un muzeograf gestionează o colecție într-un muzeu de artă, așa un curator gestionează colecția sau producția unui artist, să spunem așa, producția din atelierul artistului. Nu știu dacă ar exista o rețetă. Pentru mine este important în calitate de curator textul curatorial, este important ghidajul pe care eu îl fac artistului până să ajungă să expună lucrările respective. Este important ca acea creație să se potrivească foarte bine pe spațiu pe care tu l-ai la îndemână sau pe care tu îl găsești pentru a-i scoate în evidență lucrările artistului. Este importantă promovarea. Nu cred că există în bugetul unui curator bani suficienți pentru promovare, dar cred că intră în atribuțiile curatorului totuși, atât promovarea pe Facebook cât și promovarea pe alte medii. Bineînțeles, comunicarea directă este foarte importantă și
este important ca publicul să capete încredere în tine, să știe că tu faci evenimente de calitate și că ei au ce să vadă când vin la o expoziție și este important să vezi că oamenii sunt fericiți după ce au văzut o expoziție sau că își pun anumite probleme sau că unii artiști au văzut expoziția unui coleg de-a lor și își pun anumite probleme legate de spațiu, de materialitatea obiectului, anumite rezolvări la care ei nu s-au gândit. Deci poate fi și o formă inspirațională pentru cei din jur o expoziție. Cred că este important ca un curator să fie un bun psiholog înainte de toate, pentru că ai de-a face cu diferite feluri de artiști, cu diferite caractere, dar nu numai de artiști. Curatorul gestionează și relația cu publicul, gestionează relația cu colecționarul, gestionează relația cu cel care îi procură banii sau bugetul pentru susținerea expozițiilor și atunci este important ca acest curator să fie multifuncțional, să fie bun la toate, inclusiv să, nu știu, să spele spațiul galeriei sau... Deci un curator cred că ar trebui să-și dezvolte cât mai multe abilități și să aibă cât mai multă răbdare cu cei din jur și cu sine, în special, că sunt multe momente în care, așa cum spuneam și anterior, ți se pare că nu ai nicio șansă și că, mai ales în România, este foarte greu să mergi mai departe pentru că sunt foarte multe provocări pe care le are un curator în profesia lui. În primul rând, provocarea spațiului, nu? Poate că există spații, poate că există multe galerii de artă contemporană în momentul de față în București și în România în general, dar există și anumite sfere de interes și de interese și atunci este destul de greu să pătrunzi. E un spațiu închis în care nu prea ai cum să pătrunzi decât dacă, nu știu, ești soția galeristului sau, în fine, faci parte din grupul de interes al galeriei respective. Dar mai există instituțiile de stat din România, muzeele, care de obicei pleacă de la ideea preconcepută că, domnule, galeriile de artă expun artă contemporană și atunci nu am avea de ce să expunem într-un muzeu o expoziție de artă contemporană. De ce la Versailles poate să expună Anish Kapoor și totuși într-un spațiu baroc de secol XVII se poate expune artă contemporană, dar în România este o mare problemă în momentul în care vii cu o expunere temporară. În primul rând că dacă expui artă contemporană într-un muzeu, racordezi acel muzeu la spațiul internațional al artei contemporane și practic asta îți creează o deschidere și îți creează niște facilități. Nu văd de ce în România încă s-a rămas la ideea că a expune artă contemporană într-un muzeu înseamnă să distrugi acel muzeu. Clar, deci îl distrugi. Viața noastră este ca o junglă și sunt foarte mulți care încearcă să, știi, nu știu dacă mergem pe genul acela de gentleman agreements și, domnule, știi că ai vorbit ceva cu cineva și o să -ți finanțeze expoziția și o să -ți plătească lucrarea sau o să te plătească pe tine în calitate de curator. Asta nu se întâmplă fără contract sau decât foarte, foarte, foarte greu și cu foarte multe resurse pe care tu trebuie să le investești, să vii cu bani de acasă și să investești în expoziția respectivă ca la un moment dat cineva să aprecieze efortul tău și să investească și el în ceea ce faci tu, să zicem așa. Finanțarea unei expoziții este foarte greu de gestionat și de
până la urmă e greu să găsești niște sponsori sau să găsești pe cineva care să-ți financeze o expoziție, de la producerea obiectului artistic până la aducerea expoziției în galerie, transport, promovare, etc., etc. Deci mi se pare foarte complicat să găsești acea finanțare și acei oameni care să te sprijine să aduci o expoziție într-o galerie. Unul la mână, doi la mână. Cred că este, așa cum spuneam și mai devreme, este destul de greu să expui într-un spațiu, într-o galerie de artă, pentru că, așa cum spuneam, există, fiecare galerie are sfera ei de interes, fiecare instituție, fiecare muzeu din România este ca un spațiu închis unde foarte greu poți pătrunde, și atunci când pătrunzi cu o expoziție, când ajungi cu expoziția acolo, lucrurile se complică și sunt foarte mulți care vor strâmba din interiorul muzeului, care spun, bun, dar nu este artă de patrimoniu și nici artă modernă, nu văd de ce s-ar expune genul acesta de artă aici. Poate o altă provocare foarte mare pentru un curator este partea aceasta de vânzare a operei de artă. Între curator și cel care cumpără lucrarea de artă sau colecționarul sau cum... Nici nu știu dacă există piață de artă în România, e o piață emergentă, n-aș putea spune că avem N colecționari sau N iubitori de artă. Trebuie să întreții, să ai o relație directă cu persoana respectivă. Nu cred că prin promovare va ajunge lucrarea de artă sau expoziția respectivă va ajunge să fie văzută de un anumit colecționar doar prin promovare. Cred că trebuie să întreții o relație cu anumiți, cu posibili investitori sau oameni care au anumite surse de finanțare și ar putea la un moment dat să cumpere o lucrare sau să se transforme într-un mare iubitor al operei artistului X pe care tu îl promovezi.